Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre bursa CoinsBit, unde noi putem primi gratis acum monete în cantitate de 2000 de monete, care prețul la monetă acum, înainte de start, este 10 cents, fac $200. Acest lucru am explicat în video precedent, dar în acel video am mai spus că trebuie de trecut verificația. Acest lucru mulți n-au înțeles, din care cauză, dacă intrați acum în account și la voi este cu verde, atunci aceste monete puteți să le vedeți în direcție balans, unde se vede că am 3000 de monete, $300. Eu deoarece am trecut verificarea. Verificarea o vedeți dacă ați trecut în direcția account. Dacă ceva n-ați făcut, intrați și uitați-vă care a fost cauza refuzului, pentru că eu am trecut verificarea. Deci aici deja nimic nu se vede, dar la voi trebuie să apară informații. Căci unii din voi posibil că intră în direcția referral și unde văd profitul. Deci profitul ăsta e posibil câștig dacă persoanele invitate de voi vor trece verificarea. Dacă trecem mai jos, se vede lista de persoane și care este cu verde, pentru cealaltă ați primit monete. Deci în cazul dat, de pildă, se vede că pentru doar o persoană am primit 1000 de monete și pentru că eu personal am trecut verificare, m-am primit 2000. Deci la înregistrare pe acest site se dă 2000 de monete, $200. Deci majoritatea din 5 oameni, doar unul a înțeles ce trebuie de făcut, el tot a primit $200. Restul n-au primit nimic. Deci toate aceste persoane trebuie să facă verificarea dacă vor în final aceste monete să le primească și să le poată vinde. Cât timp a mai rămas până se termină această promoție, intrați în direcția CNB token, unde este un timer, cât a mai rămas. Încă 43 de zile, practic 44, încă 23 de ore pe data de azi, că este. Deci, cine nu cunoaște, este o bursă din Estonia care are un rulaj în jur de 100 de milioane de euro pe zi. Deci, este o bursă destul de puternică. De ce să nu primim această monetă? Ea va ieși la vânzare după 23 decembrie undeva, cu prețul inițial de $0.1. Deci 2000 de monete fac $200 acum, preventiv. Cum va fi prețul, va arăta bursa. Deci cam atât ce vreau să spun. Trebuie de trecut verificarea. Numai bine.